Legat de Curtea Constituțională și votul într-un tur sau două, trebuie să o zicem clar. Nu poți să schimbi acum legea după care se țin alegerile. Bine că n-o schimbăm cu o zi înainte de alegeri. Bună ziua, nu vă supărați, vedeți că trebuie să veniți și săptămâna viitoare. Da, da, tot alegeri, ne-am gândit azi noapte și am zis să mai facem un tur. Nu promitem nimic, poate facem chiar 3 tururi. Vă anunțăm măcar cu 24 de ore înainte, suntem băieți serioși, ce naiba. Acum, după ce curtea a zis lăsați-le frate, așa, nu-i mai înnebuniți pe oameni de cap, pare că toate partidele sunt și ele ok. A, da, normal, așa ziceam și noi, da, într-un singur tur, nu. Da, la Predoiu e clară treaba, el ar vrea să scape cât mai repede. Însă când vine vorba de doamna Alina Gorghiu, dânsa vrea să facă pe nuanțata, să arate că e avocat chipurile sau ce-o vrea să arate. Doamna Gorghiu, mai bine ocupați-vă de partid, doamnă, de organizare, că acum vin alegerile și mie că nu o să câștigați decât experiență. E un singur fond și nu e fond de ten, doamnă. Ideea e 2 tururi acum sau un singur tur? Ce fond? Gura bate fondul, doamnă, cum se zice. Adică ați avut 4 ani să schimbați în 2 tururi și n-ați făcut-o. Vreți să vă mai amintesc și de blatul ăla cu PSD când s-a ajuns la un singur tur? Nu vreți, nu? Iar asta cu CCH are obligația să se pronunțe pe fond e ceva de genul: a, dar noi întrebasem altceva. De fapt pusesem o problemă mult mai profundă. Cel mai tare e însă Nea Vasile. Bineînțeles, omul e în contratimp, n-a înțeles dezastrul în care se află. Avantajează PNL și PSD? Care PNL? Adică sper că nu vă referiți la Partidul Național Liberal. Nea Vasile, tatuează-ți chestia asta cu avantajul PNL-ului pe burtă și ne auzim după alegeri, da?